De muncă, cu siguranță. Bineînțeles, așa cum ne-a fost dor de mic dejunul pe care ni-l faci de cel puțin două ori pe săptămână. Astăzi am atentat la niște cărniță la cuptor, să fie așa un mediu spre bine făcut. Exact, acum depinde și de gusturile celor din casă. Ceapă caramelizată și, și pâine prăjită. Da, și să nu uităm de varza murată, pe care am pus-o pe plită puțin. A, e murat, da. Iar pâinica noastră cu maia, am asezonat-o cu unt în care am pus busuioc, atenție, și ceva usturoi copt. Am văzut chestiunea asta în vară pe internet, pe TikTok, și mi s-a părut super, super interesantă varianta asta, în care pui efectiv usturoiul întreg într-o folie de aluminiu. Așa. Scuză-mă că trebuia să schimbăm puțin cadru. Îl împachetăm. Exact. Punem foarte puțin ulei, punem sare, lăsăm la 160-170 de grade cam 20-30 de minute și după asta acel usturoi efectiv aproape se topește atunci când apeși cu lingura pe el. Îl amesteci cu ce vrei tu. Noi am ales să-l amestecăm cu puțin unt. Am pus desigur peste carne, foarte, foarte important, puțină miere și lămâie, ca să avem și puțină aciditate. Și un pic de usturoi tras așa la tigaie pentru aceia mai pretențioși. Tabloul nostru renascentist continuă cu bunătățile pe care Radu le-a adus astăzi în emisiune, inclusiv cu zucchinii ăștia pe care nu știu de unde i-a putut găsi, dar văd că sunt la pachet și cu baby carrot. Adică exact. Dacă ne jucăm până... Revenit de la subcăreneața în bucătăria lui Radu Darie. Unde miroase cum miroase de multe ori la mine pe scară atunci când colegi ăștia, vecinii, fac zacuscă sau ardei copți. Ardei copți, zacuscă. Ai microfon de Britney? Ai? Da. Are. Da. Nu te-am văzut. L-am văzut la colegul meu la Bade, da? Și am zis, uite, Bade are un microfon special. Sper că prind și eu așa ceva. Fii atent, am povestit dizi de dimineață că vom face pentru prânz cele patru fileuri de biban de mare pe care le avem. Le-am pus în apă cu foarte puțină gheață, atenție, dar intermediar îmi doresc să facem un fel de tocană, o mâncărică, să-i spunem așa, de ardei copți în sos de roșii, da. Cu puțină feta. Mai m-am omorât cu feta asta! Mie îmi place brânza. Ce vrei să fac? Mie îmi place brânza? Hai că asta e nouă. Da. Brânza și vita. Da. Vita mai puțin puiul, dar pe brânzeturi, deci, sincer... Deci bagi ardei ăștia într-un dish. Exact. Îi vom curăța. Da. Îi mai lăsăm să se răcească. Îi curățăm de coajă. Da. Îi tăiem foarte, foarte bine. Îi punem în acest... Cum îi tai? Feliuțe? Cubulețe. Cum vă doriți dumneavoastră, așa deci, voi tai pe lung, da, și apoi pe la tac, 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 cum băteam noi ritmul la început, tac, 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 și bagi acolo ca să... Dar nu e tac, 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 să știi. Tac, tac, nu e tac. E șang, 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 șang. Da. Nu trebuie să te uiți la un bucătar să vezi dacă știe meserie, să vezi cum taie, ci doar trebuie să-l asculti. Asta mi-a spus un maestru bucătar, da? Nici nu trebuie să mă uit la tine, doar trebuie să aud, stau cu spatele, aud exact și îmi dau seama dacă ai făcut treabă sau... Nici ce nu e proști. Bă, de nu, că le merge vita. Merge vita. Și pâinica aia acolo avem pâinica specială pentru mâncărică. Exact. Să muiem așa. Pentru că la mâncărică ai nevoie de... Pâinică... Le-am nimerit, Radu. Deci avem două preparate pentru. Auzi, dar ție îți plac ardei în oțet, copți în oțet? Da. Dar ardei ăia verzi. Verzi? Ăia verzi, nu capia. Am văzut că în ultimii ani tot au apărut acești ardei capia. Cum mă, că eu nu mă dășteam cam acum 20 de ani. La mine la Bârlad, mai păștei pârleau ai mei. Nu, din ăștia făceau salate, din ăștia lungi. Mai rar, da, într-adevăr. La noi la Bârlad se foloseau cei colorați, așa, mai gălbui, așa, verde spre gălbui. Da. Voiați mă... Radu este la final de zi cu un buchet de mărar, după cum a fost învățat. Mărarul, simbolul toamnei. Și al prieteniei. Și al prieteniei, foarte bine. Bine că ai spus, pentru că al nostru cuza nu știe să facă diferența între mărar și pătrunjel. De aici piesa. Te aștept cu un buchet de temărar, oh, te aștept. Acest mărar care încununează munca. Da, este o cunună de lauri. N-am avut, laurii sunt, e dafin. Da. Și atunci, neavând dafin, al nostru a venit cu un pic de mărar. A făcut un peștiuc.
Biban de mare cu legume puse pe tigaie și puțin pe plită. Am pus foarte puțină portocală ca să aibă aciditate și, desigur, un lime pe care l-am pus tot pe această plită pe care o avem în... După care avem puțină brânză românească, da? Că nu doar trebuie să fie brânză halumi pe grill, cu aceleași legume, și tocana despre care tot am vorbit de dimineață. Ia de ardei, capia, copți, tocana la pungă. Și cu sos de ruși și după care am pus pâine. Am avut și mai multă pâinică sau mai multă pită, cum ar spune Dani, dar ea s-a consumat pentru că a trebuit să fie controlată, să vedem dacă este bună. Da, să treacă de juriu. E exact. Bună? Da, e foarte și bună. Și pungaie ca după aia la final o strângem și pleci cu ea acasă. Da? Nu, ăsta e premiul de la concursul domnului Dan. Tocăniță la pachet. Mâine dimineață la ora 8 se repetă întâmplarea. 4 ore stăm împreună, avem lucruri interesante de făcut. Fiți cu noi. Până atunci zâmbiți și luați zilele astea de final de vară. Pas!